La întâlnirea cu cei mai de seamă membri ai Federației Române de Fotbal au fost prezenți peste 60 de invitați, lipsind doar 8 dintre ei, aceștia motivând că din cauza drumurilor nu au putut ajunge. Printre cei prezenți s-au numărat Ionuț Lupescu, Albert Cașai, Mircea Rădulescu, Melodrag Belodedici, dar și alții. Ionuț Lupescu și Melodrag Belodedici au ținut și o conferință de presă cu subiectul principal, formarea unei echipe de juniori selectați din toată țara. Așa cum știți, de 4 ani de zile noi mergem la început de an și sigur în cursul anului să mergem în teritoriu pentru a ne întâlni cu membrii noștri afiliați. Am început anul acesta la Cluj și am terminat la Alexandria, tocmai pentru că aici au venit foarte mulți membri. Am ales Alexandria tocmai pentru a veni în sprijinul, din punct de vedere logistic, în sprijinul celorlalți membri, pentru ca distanța să fie cât mai mică față de cele 6-7 județe în care vin membrii noștri afiliați. Toate întâlnirile sigur că sunt interesante pentru noi. De ce? Pentru că noi încercăm să prezentăm anumite lucruri principale, lucruri esențiale, ceea ce vrem să facem ca administrație pe acest an, lucruri pe care Comitetul de Urgență sau Comitetul Executiv le-au hotărât și trebuie să le punem în aplicare. Dar de asemenea, mult mai interesant este pentru noi sugestiile, amendamentele, propunerile care vin membrii pe diferite categorii, pentru că anul acesta e un an special, e un an de criză și în sport și în fotbal. Și tocmai de aceea încercăm să avem acest dialog cu ei pentru a ști exact cum putem noi ca și administrație să rezolvăm anumite lucruri. Sigur că în ceea ce privește juniorii am fost foarte multe discuții și în teritoriu, numai la Alexandria, și noi avem competiții de juniori. Dar nu probleme de competiții, ci probleme de valoare. Și de aceea încercăm, la Brașov am avut întâlnire cu AJF-urile și am venit cu un proiect, noi federația, pe care sper să-l terminăm prin martie, să-l prezentăm membrilor, și anume vrem să facem aceste campionate ale selecționatelor regionale la nivel de 15-16 ani. Ce înseamnă aceasta? Să împărțim țara în 4, există după aceea câte 10 județe, poate chiar 11 în două din cele două zone, în cele patru zone, să fie o zonă nord-vest, nord-est, sud-vest, sud-est, în care selecționate regionale înseamnă să poată să ia cei mai buni juniori din la categoria 15-16 ani din județ și să aibă să joace, bineînțeles, în campionat, da, cu celelalte județe limitrofe. Ceea ce credem noi că este un lucru extrem important, pentru că cei mai buni juniori joacă la competiția asta cu celelalte județe. Deci ca și valoare, sunt sigur că va crește. Noi ne-am obligat să venim cu fondurile necesare pentru a susține această competiție. Nu este ușor pentru AJF-uri cu siguranță va fi foarte greu, dar numai în organizarea lor se poate face acest lucru. Și noi ne-am luat promisiunea că vom găsi fondurile necesare să demarăm acest proiect. Sper ca în martie să pot să invit la București, în afară de presă, și AJF-urile și toate cluburile de copii și juniori, antrenorii noștri zonali, echipele naționale și Belo, să dăm drumul, să demarăm, începem cu sezonul următor, adică din vară-toamnă, la acest proiect. După cum știți, lucrăm la un nivel cel mai înalt și ne confruntăm și noi cu problemele copiilor când apar la loturile naționale. Deci, cum am spus și înainte, creșterea lor este foarte precară, avem foarte multe carențe și noi în undeva sus și noi începem și noi ne preocupăm de creșterea lor. Ceea ce ar trebui să fie puțin altfel, nu? La noi trebuie să vină cât de cât pregătiți și noi să-l îndrumăm spre, nu, spre o performanță, spre niște rezultate. Asta observăm, facem diferență între țările, deci vorbesc pe plan internațional. Deci pe plan internațional se vede că avem probleme foarte mari. Când vin la loturile naționale, copiii au carențe mari. Și începem și noi să ne ocupăm de creșterea lor, să-i antrenăm fizic, tehnic, tactic și timpul nu prea ne permite, pentru că trebuie să jucăm turnee de calificare an de an și îi forțăm și noi puțin
ceea ce nu prea este corect și bine să-i forțăm, cum vin forțați și de la cluburi, nu? Și se vede în campionatele noastre. Bine, acum avem grupe, grupa de 91, nu, grupa de 92, care am văzut, am simțit o creștere în tot, în partea tehnică, fizică, deși altfel au început să apară în lotul național, lotul de tineret, foarte mulți copii și credem cu siguranță că o să înceapă să apară cât mai mult și în prima divizie a început să apară tot de la grupurile noastre de acum 2 ani. De acum 2 ani au început să avem un jucător care joacă în prima divizie. De pe agenda de discuții nu putea să lipsească un subiect fierbinte, cel al arbitrajului românesc, iar șeful arbitrilor, Vasile Avram, a fost nevoit să răspundă întrebărilor legate de arbitraj, dar și să explice care este programul de creștere a calității arbitrajului românesc.